revin între acești pereți în care mi-am petrecut 12 ani de zile. În primul rând vreau să mulțumesc tuturor profesorilor, absolut tuturor, care anume prin cunoștințele lor m-au făcut pe mine să fiu astăzi aici în fața dumneavoastră și să ajung la universitate. Vreau, în primul rând, să mulțumesc profesoarei de limba engleză, doamna Leona Caraman. Să știți că cursul de engleză și acum mă ajută foarte mult și anume dumneavoastră poate mi-ați format această pasiune de a studia limba engleză. Desigur, vreau să mulțumesc profesoarei de geografie, doamna Cușcodan Raisa, profesoarei de limba română, doamna Erezanu Victoria, primii mele profesoare, doamna Crăciun Olga, profesoarelor de chimie, doamna Elena Vasilievna din clasa 7-a și apoi doamna diriginta, doamna Gulic Ludmila. Faceți o faptă enormă prin faptul de a ne educa pe noi ca să devenim personalități și să sperăm că n-o să vă dezamăgiți de noi. Cât despre absolvenți, vreau să vă spun că știu că este greu că sunteți în ultimul an și aveți emoții privitor la examenele care vă așteaptă, însă aceasta nu este poate cel mai greu. Da, este o etapă importantă, însă trebuie să știți că trebuie să o treceți. Aceasta este important și trebuie să învățați. O să realizați poate mai târziu că trebuia să învățați. De ce n-am învățat la chimie sau la biologie, mai știu eu, la fizică? Cu timpul o să înțelegeți și aceste lucruri. Eu vă doresc succes și sper că o să susțineți BAC-ul cu brio, o să aveți numai note bune, absolut toți, și să faceți ca liceul să se mândrească de voi. Mai aveți jumate de an, așa că cât mai mult munciți, pentru că nu a mai rămas mult, sunteți pe ultima sută de metri. Deci eu vă doresc o seară bună la toți și vă mulțumesc încă o dată pentru tot ce faceți și tot ce ați făcut pentru noi. Mulțumesc!